Mai bagi o fisă și devii mai sănătos? Atunci când te ocupi de corpul tău și dai corpului ceea ce lipsește din copilărie, el regenerează toate celulele și chiar ajuns să fie cu 15 ani sub vârsta pe care o ai în buletin. Această istorie medicală a mea a culminat cu o tumoare de 14 cm a soției mele care în 2014 ne-a dat viața peste cap, fiind vegetariană de 20 de ani. Incredibil, era vegetariană și... Și vegană. Care ar fi, spre exemplu, top 5 alimente periculoase pentru organism? Nu cred că cineva mai spus, o spun în premier aici. Pe primul plan, nu pun zahărul, cum spune toată lumea. Eu pun uleiul de palmier. De și mâncăm ce? plastic. Mâncăm plastic. Indiferent că mâncăm bio, indiferent că mâncăm sănătos. Când mergi la farmacie, care este prima întrebare care ți este adresată? Bună ziua, da, ce doriți? Și dacă ai venit cumva fără o rețetă de la medic, ești pe un teren minat, crede -mă. Iată un dialog din celebrul serial Seinfeld. George spune, niciodată nu am luat un medicament de tuse care să nu-mi placă. Nici eu ador medicamentele de tuse, răspunde Jane. Păi, cam așa e. Mergi după un sirop de tuse și te întorci cu un braț de medicamente. E recomandare medicală sau are o strategie de vânzări? Dincolo de sfaturile comerciale, recunosc, totul arată așa frumos, pe rafturi, colorat, atractiv, chiar simți nevoia să iei și niște suplimente, deși n-ai nicio idee ce carențe ai în propriul organism. Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puține medicamente, spunea Benjamin Franklin. Pe de altă parte, chiar dacă recomandările poate că sunt bune, fiecare dintre noi avem alimentații diferite, obiceiuri diferite, iar corpul reacționează total diferit de la un om la altul. Nu putem lua așa după ureche, uitând că am fost creați unici. E clar, nu procedăm corect atunci când cumpărăm suplimente sau medicamente de capul nostru, dar românul e priceput, plus că avem și doctor Google. Ce-i de făcut? Cu siguranță niște analize sau un specialist ne-ar ajuta să aflăm dacă și ce anume ne lipsește în organism, fără să mai facem presupuneri. Corpul nu e un tonomat, mai bagiofisă și devii mai sănătos. Hrana să vă fie medicament și medicamentul să vă fie hrană, spunea Hipocrate, părintele medicinei. Deci, cheia adevărată până să ajungem la suplimente ori medicamente stă în primul rând în alimentație când vorbim de prevenție. Adevărul e că uneori facem abuz și de mâncare. Ori mâncăm nesănătos, ori mâncăm mai mult decât ne e necesar, ori avem obsesii alimentare care devin nocive. Ar fi bine să mâncăm pentru a trăi și nu să trăim pentru a mânca. Un proverb chinezesc spunea că cel care ia medicamente și își neglijează dieta, irosește priceperea doctorilor. Te aștept să interacționăm. Mă bucur să l-am invitat pe domnul Marius Văduva, oncofitoterapeut. Bine ați venit! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Puteți să explicați un pic mai simplu profesia dumneavoastră? Este un un, o nișă, să spunem așa, această denumire de omco-fitoterapeut, Aș putea spune că împreună cu soția, acum uh, aproximativ 10 ani, uh, am simțit nevoia să dezvoltăm această nișă, care este, o, vedeți, o terapie care pleacă de la fitoterapie, de la plantele pe care le folosim zi de zi, și care acum este utilă în acest diagnostic de cancer o boală oncologică care până zilele noastre apare și se dezvoltă într-o să într-o rapiditate foarte mare. Împlinim uh, uh, o dorință pe care pacientul din păcate nu a avut o până acum la îndemână, să găsești un specialist care știe foarte bine cu ce fac plantele pentru corpul lui și în același timp într-o boală ca și cancerul, să învețe să se folosească de ele, dar să și se ferească, în același timp de alte plante care pot să contribuie la contribuția fiind de, de fapt la metastazare sau la multiplicarea celor tumorale într-un mod în care e nefavorabil pacientului. Deci este o meserie nouă care acum se poate face cu aviz de la Ministerul Muncii. Există deja cursuri de specialitate pentru fitoterapeuții sau nutriționiștii care sunt deja avizați să se specializeze în această ramură de oncofitoterapie. Vreau să vă întreb direct. Este complementară medicinei tradiționale sau aveți pretenția că ar putea să rezolve problema fără? Wow! E bună întrebarea și, într-adevăr, cei care ne privesc trebuie să înțeleagă și îmi pare foarte rău pentru cei care speră să se trateze după internet sau să alerge în cabinetele de fitoterapie și de nutriție și să spună, gata, mi-am găsit salvarea, uite, scap de partea chimică. Fiecare trebuie să ne vedem de acolo unde ne-a lăsat Bun Dumnezeu. Există necesitatea și să știți că și pacienții noștri îi trimit atunci când trebuie să nu abandoneze medicina alopată, fiindcă nu poți să te apuci de o oncofitoterapie de această ramură, nevenind bine diagnosticat, să știi foarte bine ce ai în acea biopsie, în acel raport de imunohistochimie care te îl face doctorul. Deci n-ai cum să excluzi medicina alopată. Suntem complementari și cel mai important, complementari pe un nișe care acum în spitale lipsește. Fiindcă de aici să spunem că avem rezultate foarte bune lucrând împreună cu doctorii și cu medicii. Deci e o colaborare, Dar, nu? O colaborare? Deci -ai, nu, nu cine are. Și sunt, din păcate, colegi de-ai mei care își arogă cumva că nutriția vindecă singură sau fitoterapia vindecă singură. Poate fi o capcană asta? poate și am o pacientă care mi-a aduc de săptămâna trecută, mi-a venit a doua oară la control, e adevărat, dar când mi-a venit prima dată, mă uitam cu stupoare în actul medical și îi scria al pe negru, dar a avut curaj să-mi spun înainte să-i citesc biletul de ieșire, a refuzat tratament alopat, s-a tratat singură doi ani acasă. Și acum mi-a confirmat lucrul ăsta, cel mai mult m-a durut, fiindcă am văzut biopsia, era o biopsie care arăta că are un HER2 pozitiv la sân acolo, înseamnă că acea femeie avea un cancer care s-ar fi putut trata chiar cu imunoterapie în sistemul de stat și care astăzi ar fi făcut să fie sănătoasă. El La doi ani tratându-se acasă, era mult mai rău. Metastaze în tot corpul, de ce care a refuzat să îmbine vedeți ceea ce i-ar fi plăcut, poate, ca și cunoștințe, ca și informații pe internet, cu o părere avizată de la un medic. Avem pacienți, e adevărat și asta, care vin în fază incipientă sau care noi îi descoperim, există sau momente care vor, să facă care vor să facă prevenție și care uh, pot să nu ajungă în momentul ăsta să trebuiască să fie biopsiați uh, sau operați sau tratați cu chimie și radioterapie. Sunt cazuri unice. Dar odată ce ai o biopsie și ai gândărit, să spunem pe românește, acea tumoare, uh, nu, nu refuza tratamentul alopat, sau al doctorului că mai rău îți faci în momentul ăla. Vină doar să te îndrum, să spun ce analize trebuie să faci mai departe, să spun cum îți schimb mâncarea, fiindcă, vedeți, suntem complementari. Dar eu, din punctul meu de vedere, consider că suntem decisivi pentru ca persoana tratată în mediul spitalicesc să alopat, schimbe, viața. să schimbe viața și să nu mai facă metastaze ulterior. Aici facem diferența. De la început, aș vrea să specific, nu suntem o emisiune medicală, dar E foarte important să avem sfaturi utile ca oamenii să înțeleagă că pot să schimbe niște lucruri în viața lor, pe care, probabil, societatea sau modul în care am fost educați nu ne-au dus în punctul în care să le înțelegem aceste lucruri. Aveți o istorie personală, cumva, sau o motivație personală în alegerea acestei profesii? Uf, da, e o e istorie care, care m-a adus aici, că fără istoricul ăsta nu m-aș fi adus. Medicina pe care o cunosc, și nu mi-e rușine să spun, am pacienți doctori cu care stau de vorbă și îmi face plăcere, chiar dacă sunt pacienții mei. Și faptul că am trecut de la 8 ani, prin toate secțiile, aproape toate secțiile, mă tot gândeam care secție am ratat-o, dar nu cred, de la ortopedie până la chirurgie, până la urologie, neurologie și infecțioase. Nu am o secție prin care să nu fi trecut în spitalele de stat. Am fost. Opera de 17 ore. Am avut, wow. din păcate, în copilărie un traumatism de bazin major, un tractor care m-a călcat pe tot bazinul, ruptură și fractură de bazin cu uh, reimplantare de uretere și uretroplastie. Asta înseamnă că, cumva, toată vezica urinară a fost spartă, rupte acele bucăți care sunt de la rinic la vezică ureterele. A trebuit să pun punguțe, să fac pipi în pungă o perioadă de vreo 13 ani din viața mea. E, am primit niște bacterii intraspitalicești. Așa a fost pe vremea lui Ceaușescu, nu-i schimba ceva nou acum, care în timp mi au mâncat din nichi și am ajuns că, într-adevăr să am nevoie de multe cunoștințe să rezolv o hepatită C, două AVC-uri, care le-am făcut din cauza unei neurotoxine pe care, din păcate, toți o facem și ajungem poate să discutăm de niște alimente, fiindcă o cafea bună e bună, dar o cafea în exces duce la homocisteină, care pentru mine a însemnat două AVC-uri. Și au fost ischemice tranzitorii, de aceea ne mai aflăm astăzi aici, că altfel, dacă erau de altă natură, nu ne aflam. Dar această istorie medicală a mea a culminat cu o tumoare de 14 cm a soției mele, care în 2014 ne-a dat viața peste cap și am luat decizia de atunci să începem să ne uităm la corp. În primul, la corpul ei, fiind vegetariană de 20 de ani. Incredibil, și era vegetariană și, și vegană. ajuns și, și vegană. vegană. Cu patru ani înainte, să fac această. Tumare. Pentru a înțelege telespectatorii care poate nu sunt avizați, diferența între vegetarian și vegan da, este. Este diferența că atunci când nu mai consumi nimic gătit, te numești vegan. Când ești vegetarian, excluzi laptele, carnea, ouăle, adică mâncați deci origina... origine animală. Origine ouă și 20 de ani de zile mânca și gătit, și fiert, fără carne, fără lapte, fără ouă, nimic de animal. Ultimii patru ani s-a gândit, fiindcă era setată pe frumusețe și pe sănătate, că ea trăiește 100 de ani, așa auzeam totdeauna, nu mai mănânc nimic gătit. Oriunde plecam, la restaurante, ea mânca salată, cum se zice, acest fapt a fost așa ca pentru noi o, o zguduire, o trezire la realitate. Dacă un om care consumă apă plată și ceai, niciodată suc, niciodată cafea, niciodată alcool, face o tumoare de 14 cm, atunci noi ce alții care mai. Gustăm și noi, o Mai avem vreo speranță? Care... Așa am gândit-o și eu, vă dați seama de ce a fost. Cred că așa gândesc majoritatea da. oamenilor. Ei, ne-a ajutat mult, fiindcă a stat multe nopți, a le -a aranjat așa, Bunul Dumnezeu, să ne mai apară în familie niște prieteni cu un cancer de sân, ea a avut un cancer de ovar, încă un cancer care a apărut pe lângă noi de ficat. Am putut să analizez aceste persoane la început și am găsit niște tipare. Și când vezi tiparele, dintr-o dată se face lumină. De atunci am hotărât de acum ne apucăm și să știți că n-am avut curajul să o facem, să spunem publică sau să ieșim în față vis-a-vis -vis de liberă practică, de aviz de liberă practică, de a putea deschide o clinică în momentul ăla. A trebuit să așteptăm 5 ani de zile, fiindcă doctorii au spus așa, în 5 ani de zile șansele de supraviețuire sunt de maxim, maxim 5%. Cu tumoarea ei, cu rata de viteză care o avea, și nu îi dădeau mai mult de 5 ani. Dar faptul că îi știam foarte bine corpul, am găsit cele patru motive pentru care a făcut această tumoare și atunci de aici pasiunea și meseria pe care ne-am ales. Din Considere acest cancer. Considerați că uh, faptul că era vegetarian a putut să fie și o cauză? Um, Eu... aceste, e, este. Mă, mă uit acum la pacienții noștri. A, atunci nu știam uh, lucrurile chimice din spate lucrurile care stau la baza formării în corp a tumorilor. Ce avem în corp? Acum se ar traduce în felul următor acest vegetarianism. Corpul uman nu produce acizi grași. Corpul uman nu produce acizi grași. Noi, ca oameni, producem vitamine, minerale, coenzime, acei lucruri care ne trebuie în corp ca să trăim, să ne mișcăm, să lucrăm, să gândim și să fim prezenți aici. Acizi grași vin doar din sursa alimentară. După cum vedeți, toate plantele care le-a mâncat soția mea, orice de calitate, vegetale, fierte sau nefierte, toate au în momentul ăsta o cantitate foarte mare de acest graș omega-6. Din păcate, să știți, n-am găsit nici la doctor, nici la pacienții mei. Eu am, întrebat, am avut oameni și de, de, de calități foarte diferite, dar foarte bune la un moment dat, care au umblat în clinici din toată Europa, și din lume, și din țară de la noi. Și au zis, am făcut toate analizele, din Viena, la cei mai mari profesori, până... Și întrebam și eu ceva banal. Dau un raport de omega-3 cu omega-6, ați făcut? Nu, n-am găsit unul să fi făcut. E, vedeți, lucrul ăsta l-am făcut soției și atunci am înțeles de ce din vegetale toți primim acizi grași omega-6, acizi omega-3 într-o cantitate necesară corpului uman, raportul este în 1 cu 3. La o moleculă de omega-3 trebuie să ai maxim de omega-6 de 3. Soția mea avea 1 cu 31 în momentul când a avut cancer. Pe prietenul ăsta Google, dacă dăm și căutăm omega-6, o să găsiți următorul lucru. Omega-6 este procancerigen, proinflamator, dacă există în cantitate mare în organism. Cine din noi face raport? Nimeni. Am testat peste 4.000 de oameni în ultimii ani. Nu wow. N-am găsit, ca să înțelegeți de ce mâncare, ca să ajungem la vegetarismul care m-ați întrebat, de ce mâncarea ajungem cu omega-6 sus, unul din cei patru factori procancerigen pe care îi găsim în pacientul de cancer noi, care studiem cauzele, nu ne ocupăm de boli, ne ocupăm de corp, de aceea cancerul poate să dispară într adevăr și am făcut acest test la multe mii de persoane am găsit una singură care era cât de cât bineșor și l-am întrebat ce mănâncă curios fiind și eu fiindcă eu am un raport inițial prima dată chiar de unul cu 30 și avea unul cu 5 și răspunsul a fost așa De 25 de ani am mâncat niciodată carne și mănânc de 5 ori pe săptămână pește Wow Deci Cres din noi Facem acest lucru. Eu știu asta. Nu știu dacă e poveste sau nu, dar pe vremea regimului trecut se spunea nici o zi fără pește. Bună reclama și dacă s-ar pune în practică, astăzi vă garantez că cel puțin la 50% cancerele ar fi mai mici și dau deloc. Dar acest factor de omega-3 din corpul uman, care nu putem să-l primim din vegetale, și numai din sursă de pește, în mod special, mai există posibilitatea să le iei din uleiul de in, cantitate mică, nu se asimilează bine, sau din uleiul de măsline. Vedeți, explicația este, soția fi vegetariană, în fiecare zi a vieții ei, timp de 20 și ceva de ani, a băgat omega-6, 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 omega-6. Acum mănâncă pește. Acum mănâncă pește. Deci, Acum mănâncă pește. De, deci un vegetarian da? care are și peștele în alimentație ar trebui să nu aibă această problemă. Este rețeta cea mai bună ca să trăim mult. Deci dacă vrei să-ți alegi ce stil, că, uh, vedeți, așa vrem și ce ar fi bine să mâncăm, dacă vrei să trăiești mult și bine, fii vegetarian, dar consumă cât de mult pește poți. Bun, uh, din ce știu eu, dumneavoastră consumați carne sau cel puțin la momentul respectiv ați consumat carne? Așa este. Așa este. Am și consum... acum sau doar uh, atunci? Uh, e adevărat că aveam niște criterii datorită rinichilor, vă spuneam, pe insuficiență în ala cronică de 37 de ani, Paște și Crăciun. Aveam și eu două așa, pofticios fiind, fiind o grupă de sânge pofticios, nu puteam, ziceam, mănânc și eu cârnăciorul de la mama de Paște și de Crăciun. Și adevărul e că asta am cam făcut. Din punct de vedere nutrițional, consider că proteina animală nu ne aduce suficient enzime, minerale, vitamine, încât să trebuiască să devină dependenți de ea. E părerea mea, ca nutriționist, aș recomanda ca cel care are poftă într-adevăr de această proteină animală să consume carne albă, dacă o poate, din sursă de țară. Asta înseamnă ce? Pui, adică curcan... Un pui și un curcan? Și să se rezume la atât. Da. Rața pe unde? <laughs> Rața este bună, cu excepția faptului că dacă ai deja, și iarăși aici găsesc 9 din 10 persoane cu steatoză hepatică, este mai grasă. greu digerabil, este grasă, da, și pentru ficat nu face foarte bine. Acum să știți că ai mei în familie sunt vegetarian. Soția încă pește, fiindcă a văzut ce înseamnă, iar la copii e obligatoriu să le dăm suplimente cu ulei de pește, așa cum ne dădeau nouă părinții noștri, pe vremuri când eu eram, pe vremea răpăsatului, chiar primeam ulei de pește zilnic. Nu cred că în zilele moderne în care trăim acum, părinții nu. mai dă. Nu, nu mai dau. Vedeți, de aici și văd copii cu cancere deja la 5 ani, la 10 ani și rapoartele pe care le iau din. Câteva picături de sânge pe care se fac chituri și se trimit afară, sunt foarte teste foarte precise făcute în laboratoare în Norvegia. Gândiți-vă că copiii au deja niște rapoarte, inclusiv fata mea care e vegetariană, m-a convins acum și îi dau câte șase capsule pe zi de omega 3. Eu wow. prefer să dau ulei lichid. La adulți, la toată lumea dau ulei de lichid. Deci e mai bun uleiul lichid decât capsule? Da. Am văzut că există în comerț da. și și. E adevărat, dar uleiul lichid trebuie să fie de calitate și recomand la oameni să ia pe ce lichid. De ce? Pentru adult, îi simte și gustul, nu consumă ceva, rânced și, într-adevăr, se duce ca un aspirator în corp uman, pe vasele de sânge, și ajunge să repare acea circulație care nu avem bună de la 5 ani, chiar. Cristalele de colesterol se formează de când începi să mănânci solid, de când ești copil. În ce măsură, în declanșarea unei boli grave, psihicul? deranjează, cum să spun, sau contribuie. Să știți că motivul și, într-adevăr, oamenii ar trebui să fie atenți la lucrul ăsta, inclusiv cazul nostru. Toma asta de 14 cm a venit în familie într-un moment de stres maxim pentru amândoi. Dar ce a făcut ea, sau ce a făcut stresul, mai bine zis, din, ca factor de apariție? A scos la iveală un tărâm deja pregătit. Nu există un, o boală gravă, un cancer care să apară la un om și să zică, wow, am făcut cancer în luna mai a anului cu tare. Nu, cancerul a apărut și a scos la luna mai. În corpul tău era pregătit deja celula tumorală între 5 și 10 ani înainte. Wow. Stresul este destul să scadă sistemul imunitar. Sunt studii care ți arată că șase minute de ceartă zdravănă cu partenerul și îți aduce sistemul imunitar la zero. 6 minute. Mai vorbim de o zi că stai supărat sau uh, lucruri ce se petrec în organism ca un taifun din punct de vedere celular. Dar la noi am văzut lucrul ăsta, Eu, dacă am trecut cu probleme de sănătate în anii anteriori, am avut corpul pregătit să nu fac o tumoare sau un cancer. În, în ce fel era pregătit? În primul rând, deficitele de minerale, vitamine, coenzime și acizi grași, cei patru stâlpi din corpul uman. Acest lucru eu deja le aveam. Fiindcă mă uitam la mine să fac față la infecții, vă spuneam, am luat un Pioceanic, o, o bacterie de pseudomonas din spital care mi-a mâncat niște ca să fac față la această bacterie și se, murea, se, mirau de multe ori urologii când găseau bacteria în urină, dar eu aveam inflamație zero. Inflamație zero, adică acel CRP care face analiză, fiindcă aveam tot ce înseamnă zinc, minerale, cupru, seleniu, ce ține de imunitate, de la B6 până la acid pantotenic, absolut vitamina D suficientă în corp. Și cine v-a spus să le luați? Sau cum ați ajuns în punctul respectiv? De la 8 ani citesc. Sincer, vă spun de la A, 8 deci, ani. Deci v-ați deci, pregătit de o viață. Sunt autodidact, vă spuneam de la 8 ani. La 10 ani îmi plăcea, deja în biblioteca din Spitalul Fundeni, știu că o luam peste sub subsol și citisem deja biblioteca aia de acolo și bineînțeles că am căptat totdeauna fiecare diagnostic care am avut, cum se mai poate trata alternativ. Că am avut epatită, cum se tratează? Dacă am făcut AVC, de unde am făcut AVC? Bacteriile, la ce sunt? Am avut toate bacteriile care există. Proteus, la Escheria coli, uh, Treptococ, uh, Enterococ, cum foi Nu există bacterii care să nu fi avut în corp. Dar v-ați gândit cumva că poate Dumnezeu v-a trecut prin toate aceste evenimente în viața dumneavoastră ca să ajungeți în punctul să aveți o experiență atât de mare încât să puteți să ajutați pe alții? Inclusiv propria soție. Să știți ști că am, am înțeles de, de abia când am ajuns ca persoana pe care o iubeam cel mai mult, soția mea după 20 de ani de când suntem împreună și când am văzut o neputincioasă ea făcând tot ce trebuie să fie sănătoasă, atunci am înțeles că într-adevăr nimic nu este fără vrerea lui și toate sunt așa cum trebuie să fie. Sunteți un om credincios? Sunt un om care încerc și sper să fiu pe placul lui Dumnezeu și slujesc în același timp. Ultima facultate este de teologie, este adevărat. Fiindcă tomna din căutare, din căutare și cât, cât încercăm fiecare acolo, știți, în cămara sufletului lui să, să, fie aproape de Hristos, pentru mine reprezintă într-adevăr un prieten acum. Deci încerc să iau fiecare decizie raportându-mă cu puțină rugăciune pe care o fac să primesc răspuns. Deci încercați nu doar să vindecați trupul, ci și sufletul, într-o oarecare măsură. Nu merge una fără alta. Nu merge? Boala pleacă din cap și se termină în cap. Apropo de asta, ce gânduri ne aduc boală? Când ne lăsăm păcăliți. Este cel mai ușor să te lași păcălit când vine un gând de tristețe, de depresie. Știți așteptările. Dacă ai multe așteptări, vei avea multe dezamăgiri. Și oamenii totdeauna tind să vrea mai mult. Nimeni nu zice, când pune piciorul pe, pe jos să scoală din pat, să Doamne, că m-am trezit de dimineață și facă-se voia ta azi. Nu toată lumea ce am timp să fac aia, să fac și aia altă. Și uite că ajunge la sfârșitul zilei și toată nu are timp să le facă. Bun, dar și omul credincios care, în momentul în care s-a trezit, îi face el lista lui Dumnezeu? Trebuie să aibă atâta credință încât lista să -și o facă el și să o pună în brațele lui Dumnezeu. Și să aleagă Dumnezeu ceea ce face din lista aia, iar el la sfârșit să zică mulțumesc pentru ceea ce a realizat. Dacă face așa, va fi și el fericit și Dumnezeu va fi în relație bună cu el. Trebuie să cerem, că altfel nu primim, dar trebuie să avem decența să mulțumim pentru ce primim. Atât. Dacă primim și atât a fost pentru ziua respectivă, atât a fost pentru anul respectiv, atâta trebuie să avem, înseamnă că, repet, toate se știu, toate se cunosc, toate trebuie să fie așa cum sunt. Sunt carențe în organism pe care le moștenim? Cred că ați fost pe la mine? N-ați fost. n a fost. Păi parcă mă aud cum spun eu la pacienți niște lucruri, ști, asta sunt întrebări care nu Să știți că îmi fac foarte bine documentare. Am înțeles. Și dau exemplu, o femeie care mi-a dat așa, mi-a deschis, să spunem așa, viitorul când am văzut, a venit cu trei băieți la mine. În aceeași zi l-a, sc la scanat, în aceea zi la consult și mă uitam și le-am pus așa frumos la toți patru pe masă aceste carențe. Mama, la cel mare avea cele mai puține carențe. De 14 ani, 1,80, băiatul foarte bine dezvoltat. Ăla de 11 ani, jumătate din vitaminele, minerale, coenzimele, erau lipsă față de ce avea mama. Cel mic de 9 ani, și mama vorbește și îi spun cuvintele ei acum, pentru el a venit că are puține probleme la nivel mental. Copilul de 9 ani primise cam ce mai rămăsese după ce născuse mama pe ceilalți doi. Și carențele erau exact în ordinea în care au venit pe lume. Iar fiecare din ei aveau problemele de sănătate mai mari în funcție de deficitele care le aveau în corp. Frața pe care o spun este deficitele de minerale, vitamine cu enzime și acizi grași duc la apariția cancerului. Prin ricoșeu cumva. Adică vedeți cât de mult contează care înțelege Ele se moștenesc Fiindcă mama este responsabilă, pe perioada sarcinii, dacă și-a remineralizat corpul sau nu, și dă din ceea ce poate să producă, ceea ce consumă, ceea ce mănâncă ceea ce primește, și ea la rândul ei moștenire la nivelul corpului. Se moștenesc carențele. Sunt carențele la originea tuturor bol bolilor sau doar la o parte? Dacă e să vorbesc procentual, 90%. Wow! 90%! Enorm. procent enorm. Cu excepția celor care avem gene alterate efectiv, din punct de vedere genetic, să ai o moștenire dezastroasă, dar sunt foarte rare, carențele sunt cele care duc la îmbolnăviri de boli cronice, grave, inflamatorii. Absolut n-am întâlnit până acum, să știți, la mine în cabinet, în afară de diabetul de tip 1, care nu este datorat unor carențe primite prin familie, să spunem, prin moștenire și poate să vină efectiv Chiar și de la corona asta am văzut diabet de tip 1 declanșat la copil mic. Oh. Sunt celulele de tip B de la pancreas care, dacă sunt arse, deci efectiv stricate, e foarte greu să le mai repari. Dar altfel, toate bolile au avut carențe. Păi asta ar putea să fie o veste bună. Înseamnă că este reversibil. În momentul în care corectezi exact. carențele, ai șanse foarte mari să rezolvi problema. E obligatoriu. Avem domnișoale, doamne din viața noastră, care au mereu dureri în perioada de menstruație. N-ar trebui să aibă niciodată dureri. N-am nicio persoană să nu fie scăpat de dureri. Cele care au dureri, toate vor face mai devreme sau mai târziu fibrom. Indiferent ce vor să pună. Au deja uter fibromatos. Asta e o carență în organism. Omega-6 mare, cantitate mică de omega-3, pereții devin fibroși. În perioada respectivă, în momentul când încerci, încearcă să vezi cu o minge de cauciuc, să o faci ca un balon. Nu prea merge. E rigid. Esca. E rigid. E, acel lucru creează aceste dureri, pe care uh, îmi aduc și am spus, uh, astea sunt wow care îmi plac, fiindcă sunt femei care ce să știți că mi-am notat data asta și mă uitam la ea și nu înțelegeam. Am pus-o în ramă și zic, de ce doamnă? Păi 17 octombrie 2018 este ziua când eu la 37 de ani nu mai am durere la menstruație în, în viața mea, am crezut că o să întâmple. Așa, și uh, sunt momente de wow care îți fac plăcere, fiindcă, uh, de fapt, nu pentru asta a venit. Da, da, da. Deci se pot rezolva, vedeți, lucruri care par banale sau normale, dar care duc la boli grave mai târziu. Care ar fi, spre exemplu, top 5 alimente periculoase pentru organism? Uh, da, există un top. Eu acum vedeți amintea mea e formată și pentru bolile astea oncologice grave, că mă ocup de ele. Uh, ordinea pe care o pun și le spun pacienților care au interdicții și să știți că începe cu ceva care nu cred că cineva -a mai spus, o spun în premier aici. Uh, pe primul plan nu pun zahărul, cum spune toată lumea. Pe primul plan eu pun uleiul de palmier, și, Dar este uh, în toate produsele acum. Ați văzut? În toate. Eu sunt un cititor de. de și de ce n-ați auzit etichete? că avem epidemie de cancere? Ca și aud. Văd pe știri, pe acolo, comunicate din Europa, s-au mărit uh, cancer. Dar cine pune pe primul loc? Vă dau studii medicale, randomizate, făcute în Spania și confirmate de Cambridge, care ți arată că uleiul de palmier, în speța acidul palmitic din uleiul de palmier, este primul carcinogen care poate să grăbească metastazele din corpul uman. Încrede-mi. Și eu cred că sunt singurul care analizez cât acid palmitic ai în corpul uman. Nu mai există cineva în România și, din păcate, lucrul ăsta îl fac că acea persoană care vine la mine cu cancer să știu dacă va metastaza mai devreme sau mai târziu acel cancer. Care este al doilea? Zahărul M este al doilea. Zahărul Zahăr, da? este al doilea după uleiul de palmier și acidul palmitic, într adevăr zahărul este al doilea. Iar al treilea, dar nu vorbim mai de cancer, aș considera lactatele de vacă. Deci aș interzice și le interzic oricum celor care sunt familia mea, nimeni nu consumă dintre ei cu acest lactat, care în primul rând este foarte dăunător pentru sistemul nostru digestiv și intestinal, iar factorul estrogenic din laptele de vacă este 100% un factor de creștere uriaș a cancerului de sân, de ovar, de uter, de col uterin sau endometru. Ne se spune că este și inflamator, cumva. Nu vine niciun cancer fără inflamație, deci pe locul 3 sunt lactatele de vacă pe care nu le-aș... Păi bun, Buna. și ce facem? Că, spre exemplu, laptele vegetal are ulei de palmier. Exact ce a spus mai devreme. Găsi soluții. Găsim asta. Le dau la pacienții mei liste de mâncăruri interzise și de mâncăruri permise. Vrei lapte vegetal? Îi faci migdala, ți-o pui în blender, ți-ai făcut lapte de migdale, foarte bun. Îți iei soia, ai pus-o în blender, ți-ai făcut lapte de soia, oricând. Deci îți până la urmă... Cânepă, deci, până la urmă, ai să le faci tu singur e cea mai bună variantă. Există, dar nu vreau să intru să spun că facem vreo reclamă. Sigur că nu trebuie. Sunt firme în care acum mai sunt curate și au lapte de soia curat la sticlă de sticlă, care nu e modificată genetic și atunci poți să găsești și surse în comerț. Din punct de vedere al proteinelor, carnea roșie trebuie să o limităm pe cât posibil în momentul ăsta. Vă spun, e carnea de vită datorită faptului că e foarte injectată. Sunt o grămadă de pacienți care ajung la spital cu multe rezistență la bacterii datorită acelor antibiotice date la vite și care deja, prin consumul repetat de burgări, sunt cazuri făcute publice în Statele Unite, unde o persoană niciodată bolnavă n-a mai putut să fie tratată la prima ei internare în spital, fiindcă era rezistentă la toate antibioticele posibile, fiindcă mânca hamburgeri, hamburgeri, hamburgeri. Care este alginicele? Din punct de vedere, aș spune multe pe locul ăsta, 5, fiindcă oamenii după aia zic că celălalt îți permise, că topul este da, foarte da, da, scurt. Da, da, da. Deci aici ar trebui să ne ferim de tot ce înseamnă băuturi carbogazoase, de fast food și în special prăjelile sub toate formele lor care sunt. Care ar putea să fie top 5 boli care se vindecă după rezolvarea carențelor? Care se vindecă e foarte ușor, să spunem, în condițiile în care privești carențele cum le privim noi pe tot corpul. Să nu consideră o persoană și de vreau să punctez că se duce acum și, -și ia complexuri de vitamine. Să nu faci greșeala asta, că carențele nu se ia la pachet. Asta spuneam la început, exact, da. asta nu Deci, e asta nu, trebuie să spună cineva care știe, te îndrumă și îți arată exact fiecare ce-ți lipsește. Ca să vindești ceva, doar de vitamine și minerale, exclus. Că să duce lumea acum și să aruncă să-și ia vitamine și nu minerale. Nu poți să persoană. faci asta după ureche. Ai după ureche nu. Deci, îndemn. asta e bine ca să o știe, să o punctăm. Dar. Avem bolile care sunt declanșate. Cancerul, din punctul meu de vedere, este o boală care are la bază deficitul de minerale, vitamine, coenzime, deci este o boală vindecabilă și cu ajutorul reparării uh, acestor carențe. Bolile autoimune. Să vindecă pe carență. N-am văzut tiroida și moto care să aibă destul seleniu în corp. Niciodată. Deci n-am văzut. Dar în primul lucru înainte este să apus să-ți iei substituție hormonală de tiroidă apucă-te și vezi ce carențe ai. Da, vă explicați de ce a explodat? Uh, aproape că este un trend al bolilor autoimune. Eu n-am auzit de asta când eram mic. Da, dar avem de ce. Ce este o boală autoimună? Când corpul nu-și mai recunoaște celulele și începe să atace la rândul lui anumite zone din corp, fiindcă e un strigă de alarmă că îți lipsește ceva din corp. Și explicația este simplă. Exact ce m-ați întrebat acum de carențe. Luați pe studiile de nutriție. Și vă dau exemplu că acum 30 de ani o cană de spanac care o mânca mama mea, da? sau eu când eram copil, acum dacă o... ne uităm împreună și vă spun dumneavoastră, mănânc aceiași nutrienți care îi mâncam eu acum 30 de ani dintr-o cană de spanac, pe studii medicale vă demonstrez că trebuie să mâncați 42 de cani de spanac. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai există în alimente în acest moment și în sol nutrienți. Absolut deloc. E solul otrăvit? După câte vedeți și cred că voit, nevoit, în momentul ăsta nu mai producem nimic de calitate dacă nu e în solar, iar și chiar în acel solar, în momentul în care tu nu fertilizezi cu ceva natural și organic, alimentele sunt zero în interior. Nu mai au nimic. Și atunci nu primim... De și când mâncăm începe? plastic. Mâncăm plastic. Indiferent că mâncăm bio, indiferent că mâncăm sănătos. Fiindcă în momentul când te apuci să mânci de la 2 ani și începi să mergi solid, până când faci o boală autoimună, tu de fapt te hrănești doar cu ceva gol. Și atunci corpul începe să țipe și atacă aceste celule. 3? În primul rând, contează foarte mult la bolile inflamatorii. Uitați-vă cum este, sau boala de oase, osteoporoza. Carențele fac osteoporoză. Este una din alte boli care se vindecă, alzheimer pe locul 4. Deși medical, ei nu spun în momentul ăsta că au găsit soluția, eu vă spun că văd cauzele de Alzheimer și avem concomitent o coenzimă, trei minerale și acizi grași care fac acele plăci care axonii de la neuroni îi întrerup, consider că deficitele pot să stopeze I Se dezvolcare. spune diabet 3, am înțeles. Da, se spune diabet 3. E, vedeți aici, zahărul în exces este cel care în corp produce pe nevăzute arderile acestea de capilare, vasele de sânge mici care alimentează organele centrale. Să știți că bucațiile de creier acolo unde se dovedește că nu mai este semnal pentru ca memoria să, să funcționeze cum trebuie, au o zonă de capilare care sunt întrerupte. Glucoza mare din sânge de aceea, pancreasul care nu funcționează cum trebuie, și aici bolile de pancreas sunt multe, de la pancreatită, vedeți, până la diabet, și ea se poate vindeca pe carențe. Ca să fie a cincea că aveam da, diabetul, da? da, da. da? Deci, da. diabetul care trebuia trecut. Deci, iarăși tot din cauza carențelor. Așa cum, fără B1, fără să ai vitamina D și zinc, măcar astea trei, diabetul nu o să-l vindeci de diabetul de tip 2. Și diabetul de tip 2 se poate vindeca. Spuneți mai mult despre diabet. Ce ar trebui să facă un om care este în situația asta? în primul rând să ducă la cineva care știe ce vorbește, dar eu îi rog să aibă analiza la zi ca să vadă că în momentul în care au intrat la noi în cabinet, pe tratament direcționat de fitoterapie, cu plantele adecvate, care plac propriului pancreas, asta ne deosebește de alții, deci putem să vedem la pancreasul dumneavoastră ce plante îi plac în momentul ăsta, ce îi face să contribuie la o producție mai mare de insulină. Singur, e dând acele plante și corectând deficitele că n-a făcut diabet cineva care stea în frunte. Și eu am mâncat mai bine, mai rău și soția sau altfel fiecare din noi avem niște carențe. Dacă la mine în corp eu nu simt pofta de dulce, înseamnă că eu am B1 suficient. Când soția mea sau copilul meu care am avut probleme cu el pe pofta de dulce foarte mari, până nu l-am scanat și am văzut că îi lipsește B1 și nu i-am dat nu a simțit să se oprească când a mâncat dulce. Oamenii nu înțeleg de ce le poftă de dulce și toată lumea aud cu cromul ăsta, cromul ăsta în sus și în jos. N-am dat în viața mea un supliment cu crom. De ani și ani de zile. Și toți pacienții care am pe hârtii au scăpat de diabet de tip 2, fiindcă au respectat niște... Deci este reversibil? Este reversibil. O spun și să nu se spre pe mine, diabetologii, discut cu pacienți care au venit cu 11 hemoglobină glicozilată și i-am adus la 5,6, adică în normal, vis a -vis de diabet. Și asta ce înseamnă? O dietă și. O dietă minimă, nici măcar nu mă apuc să mă leg de poftele omului foarte mult, dar în primul rând vă spuneam, dau pancreasului hrană. Fiindcă el te-a lăsat fără insulină, fiindcă n-a mai avut ce-i trebuie combustibil. Dacă el n-a avut suficient beul, n-a avut zinc suficient, n-a avut vitamina de suficient și nimeni nu l-a îndrumat, cum să mai funcționeze e ca și o mașină? Noi oamenii suntem ca mașinile. Dacă avem nevoie, nevoie de combustibil. Combustibil, apă și ulei. Și dacă una din ele lipsește, nu, nu merge mașina. Așa avem și noi coenzime, minerale, vitamine și acizi grași. Adică și curent. Și curent în plus, ca să fie patru ca la mașină. Da, 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 Cam așa suntem. Care ar trebui să fie top 5 alimente care să nu lipsească din, din rutina noastră, nu știu, zilnică, săptămânală. Aici trebuie să facem o deosebire, fiindcă vă spuneam, nu te îmbolnăvești doar de la hrană, dar nu te vindeci fără o hrană adecvată. Pacienții bolnavi au alte alimente? Pacienții sănătoși ar avea cam alte alimente? Ca să faci prevenție, e adevărat că ar trebui să mănânci, în primul rând, vă spuneam, surse de pește. Cum sunt? Bine ar fi de nu, să nu fie de acvacultură, să fie de pescuit natural, oceanic, de mare, de unde, dar să fie, să spunem, din mediul lor cât mai natural, cât se mai poate până acum. Deci să nu lipsească peștele acum. Sunt persoane care nu suportă, nu știu, mirosul de pește, gustul, ce fac? Își ia supliment. N-au altă soluție. Deci dacă nu și supliment, să știți că personal trei luni pe an îmi iau supliment. Da? Deși mâncați pește. Deși mănânc pește. Zilnic? Nu. O dată de două ori pe săptămână nu e suficient. Deci așa cum mănânc nu este suficient. Și mi-au suplimente. Minim trei luni constant în fiecare zi trei luni. Adică nu din când în când. Și mi-au cantitate suficientă și îmi repet testul la 2-3 ani ca să îmi păstrez în limite oarecum rezonabil omega-6 în organism să nu fie proinflamatori. De aici nu te scolobosi, de aici ai energie, de aici nu ai această stare ceva parcă nu e în regulă. Deci, de aici, dintr-o inflamație celulară pe care trebuie să o păstrezi jos, sunt de la pachet. Peștele ar fi unul. Bineînțeles, tot ce înseamnă verde. Deci, cât se mai găsesc, vorbeam că nu au nutrienți suficienți, dar tot ceea ce e verde, clorofilă, tot, ai e mai bun decât în... tot este mai bun Ceva decât procesat. să mănânci procesat. Exact. Verde. Nu uitați că ar trebui mâncat fiecare din noi tot ce înseamnă partea de nuci, alune deci migdale, deci avem nevoie în momentul ăsta pentru inimă de uh, suplimente minerale în special care încă le mai găsim în acest eu, gen de legume. Eu mănânc asta la disperare. Tot ce înseamnă semințe, nuci, am o lipsă undeva? E o nevoie? E o lipsă de cupru din corp. Înseamnă că corpul nostru are nevoie de cupru și singura variantă ar fi să mănânci carne în exces, dar care nu este o sursă sănătoasă de cupru și curând mănânci nuci ca să-ți o sursă. Fără cupru nu se formează vase noi de sânge mușchii inimii nu funcționează, ajung să faci infarct sau AVC. Am înțeles. Deci, în afară de avem. asta, ce aliment ar mai fi necesar? La nivel, ar fi ideal ca omul să consume pe partea de uleiuri, fiindcă eu le dau o listă de condimente, de uleiuri, de minerale, tot, tot ceea ce trebuie să consume, mâncare în paralel cu partea de sursă naturală, adică ca să completeze cumva mineralele. Și uleiul de măsline, cu uleiul de rapiță, cu uleiul de in și uleiul de caise, Adică sunt lucruri care trebuie să le introducem în alimentație. Dar contează să cum sunt făcute? Să nu fie... Nu, important este să fie presate la rece. Bineînțeles că dacă ai cu cât e mai rafinat un ulei, cu atât nu mai este pentru corp decât pro-inflamator. Da? Deci, deci, în loc să-ți facă bine, să face rău. Să face rău. Mult mai rău. Incredibil. Mult mai rău. Deci a, asta ar trebui introdus. Vedeți, regimul ăsta de viață japonez-mediteranean ar trebui să ne însușim toți, de fapt, ca și regim de, de masă. Da? orice om care uh, face alte diete luate din cărți, eu consider că greșește. Spuneți-mi așa pentru că ne presează timpul care sunt top 5 uh, probleme medicale pe care le-ați întâlnit și împreună nu știu, cu ceea ce ați oferit dumneavoastră suport, cu medici pe care le-ați văzut că pur și simplu s-au tratat Sunt uh, cum spuneam, cazuri de aceea de aha, știți când zici, da, da. wow, nu zine vine să crezi că lucrurile astea se pot întâmpla ne aduc aminte că mi-a venit un pacient, așa soția mai mult plângea și a zis să-l primiți pe soțul meu, are leucemie. O boală grea, adică mai ales că ar trebui să te apuci de un tratament de lungă durată, de stimularea măduvei, cu pe imunitate, sunt multe de făcut în caz de leucemie, se tratează și ea, nu e ușor, dar culmea, ce a fost foarte dur așa să văd, acea persoană avea niște paraziți mici, niște viermișori, în, până la nivelul măduvei spinării. Un lucru care îl desconsiderăm toți este că trăim și coabităm cu paraziți în corpul nostru. De la ciuperci, bacterii, virus și paraziți în fiecare zi. Și care După de ce l-am deparazitat, a scăpat de lui eucemie. Și care, care deci, este prima, primul pas în momentul în care ai așa ceva? Trebuie să fii atent la corpul tău. Dacă nu ești atent la corpul tău, îți dai seama ceva cu el. Încep să-ți apară pete roșii. Vă dau exemplu. Te mănâncă pielea. Apar și dispar niște pete roșii. Dintr-o dată încep să ai gaze. Stomacul îți produce și simți că ai niște gaze. Nu te simți bine. Ba, chiar îți, uh, ai senzația câteodată că ai un reflux gastric. Iarăși sunt lucruri pe care n-ar trebui să ni se întâmple fără să avem o cauză. Uh, avem uh, senzații de multe ori care pot să spun, poate sunt mai ciudățele, dar mi-au cam de fata mea care își tot trăgea mâna cu și așa, când era mai mică, și consideram că ți-au rămas mici chiloței Maria. Ei, când am văzut la scanat, avea acei viermișori care, de fapt, îți dădeau o senzație de mâncărime după ce ai fost la toaletă, ca și cum igiena n-a fost corectă după. Paraziții sunt sursă inclusiv pro-cancerigenă. Astea sunt cazuri, wow, așa care apar. Da. Și, bineînțeles, ce este frumos, atunci când vezi că găsești un cancer care îl confirmă medicul și dispare în șase luni fără să, să trateze omul, să facă înapoi alimentația. Am avut cancer de stomac, care în șase luni a dispărut, înainte să fie biopsiat, dar a dus cu CT la suprafață, adică și cu marker tumoral confirmați, în care îi spunea, ai un edem de natură nespecific în stomac, după ce a renunțat la mâncărurile de care vă spuneam că sunt nocive și a luat suplimentele care trebuiau, i-a dispărut cancerul care a apărut. Identic și la plămâni, mi s-a întâmplat lucrul ăsta și sunt cazuri care sunt, wow, sau la 14 ani. să vine o persoană care se ruga de mine că a trecut pe la Institutul Parhon și prin toate spitalele, nu mai crește copilul. Ce ziceți de o stoporoză la 14 ani? La o 14 ani o stoporoză, astăzi băiatul ăla joacă baschet, este cât ușa, wow. fiindcă avea o stoporoză la 14 ani. Deficitele și carențele de care vorbim. Și care era principalul, spre exemplu? Un lucru de care iar nu se uităm, dau mult din casă, fiindcă aveți, <laughs> vă iubesc telespectatorii, <laughs> nimeni nu spune lucrul ăsta, nici doctorii, și să știți că pe lângă mineralele care se știu de calciu, vitamina D, K, pe care le consideră toți că sunt pentru oase, copilul ăla avea, n-am văzut decât la el cea mai mică cantitate, undeva la nivel de două luni, aș putea să spunem așa, făcând o proporție de siliciu în corp. Deci avea sau nu avea deloc, mai bine zis, acest mineral siliciu care în momentul când am început să îl administrez, venea mama și îmi spunea cu câți centimetri în măsoară în fiecare săptămână. Deci creștea vizibil. Vizibil. Ce alimente și ingrediente, nu știu, ați interzice definitiv? E greu în lumea de astăzi. Să interzici definitiv e foarte greu. Să te ferești mai poți să faci. Din păcate, cum spuneam mai devreme de acidul palmitic, nu mai poți să-l dai înapoi, e cel mai ieftin ulei, uleiul de palmier, care se folosește din toate restaurantele și tot mai revenind, că spus, sunt cred că doar patru cazuri din cinci, am cancer care, de exemplu, după doi ani de studiu, o femeie ascultătoare, o femeie cu posibilități financiare, dar care mă uitam și pe acte medicale, bineînțeles, se duce și face CT-urile respective, un mielom multiplu, care are la umărul drept și la șoldul stâng aceeași dimensiune de tumor de câțiva ani, ne uitam de 2 ani de ce nu-i dispar acele tumori. Și ce credeți? La un moment dat îmi face așa sclipesc, fiindcă nu mai mânca lucrurile interzise. Era respecta suplimentele care le-am dat. Făcea tratamentul alopat de la doctor care îi se dădea. Cu toate astea niciun progres. Și la un moment dat, făcând testul de care vă povesteam cu acidul ăsta palmitic de a-și interzice uleiul de palmier definitiv, mă uit că în spate, deși ajunsese cu omega-6 la normal, deci să spunem, n-ar mai fi trebuit să aibă o inflamație, acidul palmitic din corp era în continuare depășit. Iar conform studiilor din Barcelona din 2017, acel procent care le avea depășit din corp întreține și face metastaze 100%. Și atunci soluția a fost așa. Și am rugat-o și am zis, doamna Alina, luați uleiul de măsline, plătiți pe cineva, gătiți acasă și încercați, fiindcă explicația aia a fost, eu mănânc la restaurant. Femeia, fiind o femeie foarte ocupată de afaceri, niciodată nu mânca acasă. Și întreținea, fiindcă nu există restaurant în România, decât cele poate vegane, nu știm acum și nu am venit Să pentru... Să nu folosească acest lucru. Exact. Toată lumea folosește acest ulei de palmier și ea în corp întreținea această inflamație permanentă și tumorile mâncând zilnic la restaurant. Eu simt nevoia să mănânc acasă, să știți. <laughs> am început să știți. Eu, tocmai datorită acidului palmitic și uleiul de palmier, acum am rezerve. Înainte mâncam la fel. Până când m-am uitat că a apărut și mi-a apărut deficit, uh, surplus de acid palmitic în corp. Pe testul pe care mi l-am făcut și eu, bineînțeles. Ați spus următorul lucru și cu asta, cu asta aș vrea să încheiem. Un om vindecat este cel mai sănătos membru al familiei. De ce a spus asta? Fiindcă statistic, vizibil și chiar atât de frumos am început la noi în familie lucrul ăsta și îl demonstrez fiecărui pacient de cancer care ne trece uh, uh, pragul. Vedeți, e atât de banal. Ai un cântar metabolic, ți arată vârsta reală pe care o ai tu în interior. Dacă atunci când ai un caz graz de cancer cu metastaze, am ajuns să văd persoane care aveau cu 30 de ani vârstă mai mare decât în buletin. Deci metabolic celular erau doar stă vârstă. Îți intră un pacient de ușă de 50 și tu de fapt te uiți la el îl vezi că este doborât de, de boală, dar când îl pui și pe cântar și vezi cu ochii tăi care are 80 de ani, atunci ești și explicația de ce corpul lui nu se mai repară sau a ajuns în felul ăla de degradare. E, în momentul când a ajuns să-și depare deficientele, uitați-vă, soția este un exemplu, dar toți care sunt în familie suntem la fel. Eu m-am speriat prima dată la 40 de ani pe mine. La 40 de ani când m-am pus eu pe cântar, și nu cu mulți ani, da? sunt uh, aproape 8 în spate când a făcut soția cancer, că de atunci v-am spus m-am ocupat serios să văd ce se întâmplă în corpul uman, eu aveam 53. Și zic: e tete." Astăzi am 38. Da? Deși acum a 48, a, astăzi am 38 pe cântare. Ea are 29 de ani metabolic, vorbind, iar real are 45 de ani. Este cu 17 cea mai tânără decât în buletin. Mulțumesc înainte. Mulțumesc. Este cea mai uh, sănătoasă din familie și de ce fiindcă atunci când te ocupi de corpul tău și dai Corpului ceea ce lipsește din copilărie, el regenerează toate celulele, și chiar ajungi să poți, vedeți, științific, făcând acum societatea clinici de frumusețe, de sănătate, care îți măsoară vârsta metabolică, să fii cu 15 ani sub vârsta pe care o ai în buletin. Și este valabil pentru toți pacienții de cancer. Ne-ați ne dat vești bune la final și vă mulțumesc, Sunt domnule <laughs> Marius Vădova, pentru, pentru acest interviu. Mulțumesc și, și eu, eu pentru invitație. Cu drag. Mulțumim și Concelex pentru acest spațiu. Dragi prieteni, vă aștept să interacționăm. Numai bine!